autoritatea în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care exercită atribuțiile și implementează politica statului în domeniul managementului integrat de frontiere de stat, combaterea criminalității transfrontaliere și a migrației ilegale. Îndemnul nostru este ca să deveniți polițiști de frontieră, deoarece sunt o sumă de idei de avantaje în care puteți accede la o funcție vacantă în cadrul poliției de frontieră și puteți să aveți în primul rând beneficiu de o pensie timpurie, ce își permite în direcțiile regionale sau pentru Inspectorat General al Poliției de Frontieră 25 de ani și ieșiți la pensie. Cineva din colegii voștri a întrebat, sau nu că a întrebat, dar ei consideră că dacă a terminat universitatea sau a terminat studiile, gata, noi am terminat de învățat. Eu vă cred că voi la un moment dat v-ați oprat de învățat, dar vreau să vă dezamăgesc, dar în linii așa, de rigoare, de învățat trebuie toată viața.